În urma parteneriatului a luat naștere un consorțiu care va participa la licitații pentru proiecte în Europa de Est și nu numai. Banii vor fi folosiți de Secerajul S.A. pentru îmbunătățirea sistemelor de apă și canalizare din județele Constanța, Ialomița, Călăraș, Ilfov și Dâmbovița. Pentru locuitorii de la malul mării, banii ar putea însemna noi canalizări, în condițiile în care în municipiu încă mai există zone unde acestea lipsesc cu desăvârșire. Conducerea Secerajul S.A. dă asigurări că sistemul va fi pus în funcțiune până la sfârșitul anului 2013. Peste 60% din locuitorii acestor 5 județe nu au canalizare. Și dacă nu au canalizare, nu plătesc canalizare, este corect? Nu plătesc nici canalizare, nu plătesc nici apă meteo. Atenție! Și atunci nu este normal să-i bagi în capul cetățeanul. Vreți să vă spun că sunt în Constanța 188 de străzi care nu au canalizare? Vă spun. Și facem eforturi disperate să le facem canalizare. În ceea ce privește costul apei, Secerajul S.A. se află pe locul 61 pe țară, cu 3 lei pe metru cub de apă fără TVA, spre deosebire de București, unde metrul cub este de 3,86 de lei fără TVA. Deși susține că întâmpină probleme în ceea ce privește tariful apei la canalizare, directorul Felix Troi asigură că nu va mări costul, acesta rămânând la 2 lei și 67 de bani fără TVA. 24% din încasările societății merg la stat, iar 10% la primărie pentru taxe și impozite. Garantez că anul acesta nu se mărește prețul. Într-o discuție cu ministrul mediului Rovana Plumb, directorul Secerajul S.A. a dezbătut posibilitatea ca guvernul sau autoritățile locale să suporte taxele de mediu. Asta ar însemna o scădere a prețului apei în județul Constanța.